CNN, România umple golul de pe piața muncii cu personalul din Africa sau Asia. Patronii angajează pe bandă rulantă vietnamezi, pakistanezi, nepalezi și multe alte naționalități. Indienii au ajuns chiar să ne construiască locuințe și drumurile. Conducerea acestui restaurant din Oradea are în bucătărie de 6 luni cetățeni din Nepal și Sri Lanka. Sunt foarte bucuroși de condițiile de aici și în viitor își vor aduce familiile să locuiască în România. Yeah, I want to stay here because this is nice place to me, so that's why I want to work here, stay here too long time. În Gorj, centura orașului este construită de indieni. Kashmir este mulțumit de condițiile oferite de compania la care lucrează și vrea să aibă cât mai mulți colegi din cât mai multe țări. I love Romania, I love Romanian people. Acesta a învățat inclusiv câteva cuvinte în limba română. Thank you, mustumil. Okay. Give us, how are you? El este Silva, barman venit din Sri Lanka, special să lucreze în București. Este de puțin timp aici și s-a acomodat cu țara noastră, mâncarea și cultura. Chiar a învățat câteva cuvinte și expresii în limba română. Ce faci? Bine. Bună dimineața! În Sri Lanka, situația pandemică este una nu tocmai bună, motiv pentru care Silva nu plănuiește să se întoarcă înapoi în țara sa natală. I think Romania is very safe for us. Here everything is safe. The people and everything, they know how to manage with this situation. So I think for the moment I will stay here. Maybe, I don't know, maybe 2 years, 3 years. It depends on the time. În România există un deficit real pe piața muncii, iar importul de forță de muncă e salvarea pentru mulți patroni. Ultimul lot care au venit sunt din Sri Lanka și Nepal și au venit aproximativ acum o săptămână. Beneficiile care le au sunt multiple, de la cazare, la masă, la transport și, bineînțeles, salariu. Anul acesta în România peste 100.000 de cetățeni din Asia sau Africa vor sosi în țara noastră pentru a acoperi golul creat de pe piața muncii. Astfel îi vedem peste tot. Ne servesc la restaurante, ne repară mașinile, ne construiesc casele, ba chiar ne fac drumurile. Despre ei, angajatorii spun că sunt mult mai productivi, vin în fiecare zi la muncă, sunt dispuși să învețe, au răbdare de fier și în orice lucrare ce ține de finețe sunt tași. Suntem foarte mulțumiți de ei pentru că sunt foarte muncitori, într-adevăr. Sunt mai lenți decât un muncitor român, dar nu spune nu niciodată. În România, salariile variază. Un barman străin poate câștiga 3.000 de lei plus facilități, iar un muncitor pe șantier poate ajunge la 2.500 de lei net.